Acest program conține plasare de produse. Seară românească, o emisiune susținută de compania Romvac.
Doamnelor și domnilor, românca din această seară și-a pus tulpan și a venit cu cele mai frumoase cântece pentru dumneavoastră. Ne-am adunat cu mic, cu mare, să spun așa, să o sărbătorim pe nașa Viorica Chiurciu. Astăzi, iată, de ziua îndrăgostiților, împlinește o frumoasă vârstă. Să rămâneți în continuare îndrăgostită de cântecul popular, de muzica ușoară, să rămâneți îndrăgostită de angajații dumneavoastră, cei care slujesc cu adevărat acolo companiei Romvac, și eu vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru că întotdeauna sprijiniți folclorul și sprijiniți emisiunile televiziunii noastre. Doamnelor și domnilor, trebuie să mulțumesc companiei Romvac pentru sprijinul acordat. Întotdeauna ne adunăm aici, la Etno, și facem lucruri frumoase datorită companiei Romvac. Încă o dată mulțumim companiei Romvac și doamnei director general, Viorica Chiurciu. La mulți ani, româncă frumoasă și talentată. Să mulțumesc, rămână. mulțumesc, Etno, pentru că sunteți primul post de televiziune care, pentru folclor. Mulțumesc că colaborați cu noi și mai ales că totdeauna aduceți mai departe folclorul și dragostea românilor pentru folclor, atât de la noi din țară cât și de peste hotare. Sunteți aproape de artiști, drept dovadă că astăzi mi-ai făcut surpriza de a fi lângă mine la locul meu de muncă. Aia nu e surpriză, să vedeți ce vă așteaptă în această seară, să vedeți câte surprize avem pentru dumneavoastră. Dar înainte de a merge mai departe, vreau să le mulțumim celor care ne-au ajutat cu aceste produse, pentru că arată atât de bine. Eu îmi pare rău că am intrat de două săptămâni la cură de slăbire, se vede că sunt mai slăbuți, mai slăbuți decât Nicolae Datcu, da? Și nu pot să mănânc. Așa că vă rog frumos să spuneți dumneavoastră cine ne-a ajutat, cine ne-a sprijinit. Eu știu că și Cătălina și prietenii noștri, astăzi am întâlnit un om, un om care conduce, să spun așa, un hotel frumos, are produse deosebite, dar să știți că puțin mai târziu vreau să-i mulțumim acestui om și o să și-l vedem pe acest om, pentru că vine aici, în emisiunea noastră. Așadar, le mulțumim tuturor care au pus umărul în realizarea emisiunii noastre Seară Românească. Noi, așa cum spuneam, avem multe surprize pentru dumneavoastră. Vreau să vă așezați, vreau să luați un loc aici și să privim cu toții acolo către monitoarele noastre de control, pentru că cei din compania Romvac, ai dumneavoastră, să spun așa, au pregătit un material frumos. Ia priviți și dumneavoastră. Amonașă și frumoasă și deșteaptă.
ce material au pregătit colegii dumneavoastră. Vreau să-i felicit din tot sufletul și să le mulțumesc mult de tot. Toți vă iubesc. Am fost azi acolo la compania Romvac, acasă, la dumneavoastră, și am văzut că fiecare se pregătea, fiecare angajat avea emoții. Vine doamna director, vine doamna director. Fiecare cu flori, cu daruri. Se vede că sunteți un om iubit. Pentru că eu sunt de 40 de ani în această întreprindere. Mi-am dedicat toată tinerețea mea și toată experiența mea acolo, iar oamenii de lângă mine sunt într-adevăr lângă mine, sunt o echipă și m-au susținut și în victoriile mele și în clipele mai grele și de aceea le mulțumesc. Așa sunt oamenii adevărați. Să știți că puțin mai devreme am vorbit cu Nașa, cu cei care m-au botezat, cu familia Stamin. Și n-am putut să stabilesc o legătură, să zic așa, pentru că mi-aș fi dorit în această seară să intre și nașa mea de botez, numai că nașa nu se simte atât de bine, dar vă transmite la mulți ani și vă iubește și are dorința să vă duceți mai des acasă. Asta mi-a spus. Mamă, spune-i Vioricăi să vină mai des acasă. Este copilul meu și o iubesc din tot sufletul. Spune-i la mulți ani din partea mea. La mulți ani din partea mamei, la mulți ani din partea tatălui. Vă rog să luați un loc, Nașa. Știu că vă trec lacrimile și aveți emoții când se vorbește despre cei care v-au dat viață. Dar acum vreau să vorbim puțin despre grupul vocal bărbătesc Burnasul din Alexandria Telorman. Grupul care întotdeauna a știut să vină în fața dumneavoastră cu cele mai frumoase cântece. Grupul care a participat cu cântecul peste mări, peste țări. Acești oameni întotdeauna au făcut lucrurile cu simț de răspundere. Sunt în continuare păstrătorii ai cântecului tradițional. Acest grup este condus de interpretul, de coordonatorul, de prietenul meu drag, Cristian Dumitru. Bine ați venit, oameni minunați. Cristi, haideți băieți un pic mai în față, că voi sunteți de casă. Vă salutăm, suntem foarte bucuroși că facem parte din această emisiune. Suntem bucuroși că oameni ca doamna Curciu sunt aici și îndrăgesc folclorul, pentru că noi indirect simțim susținerea dânșilor și suntem bucuroși că avem atâția invitați frumoși printre noi. Avem invitați frumoși, avem oameni extraordinari, vreau să le mulțumim celor care au pus umărul în venirea voastră aici în platoul emisiunii Seară Românească. Mulțumim domnului director, domnului președinte. Domnul Ciprian Agapie a susținut participarea noastră și mulțumim și pe această cale, la fel cum ați făcut și noastră. Domnul Ciprian, să trăiți și vă mulțumesc mult de tot, doamnelor și domnilor, grupul vocal bărbătesc Burnasul din Alexandria Telorman. Yeah.
Mulțumim pentru sprijinul acordat companiei Romvac, producătorul gamei de produse imunoinstant de uz uman, adjuvant în terapia împotriva infecțiilor cu bacterii, rezistente la antibiotice și împotriva psoriazisului. Am revenit, dragi prieteni, mulțumim încă o dată companiei Romvac pentru sprijinul acordat, mulțumim doamnei director general al companiei Romvac, mulțumim omului de știință, mulțumim doamnei doctor Viorica Chiurciu. Nașa, mi se pare că a stat cam mult acolo. Da. Nu? A stat cam mult, a da? A stat cam mult. Ziceați că facem și noi un duet, două, așa v-ați lăudat. Ziceam că facem și n-am mai făcut. Păi nu, că nu vreți să faceți un duet cu mine, că faceți doar cu alții cântăreți. Nu, fac doar cu tine. Bine, facem un duet, da? Uitați, da. Chiar acum facem un duet, ia fiți atent. Eu am un negativ și îl cântăm în direct, da? Da. De acord. Hai, dați-i drumul la negativ.
stai mândră și nu te culca. S-a măsatur de gurița ta. Spune mândră că tu mă iubești, altun sat ca mine nu găsești. Un duet foarte frumos, a venit și întârziatul domnul profesor, artistul Ion Drăgan. Nu avea cum să lipsească din această seară, pentru că are un deosebit respect pentru artista, pentru doamna doctor Viorica Chiurciu. Bine ai venit, Ioane! Bine v-am găsit, eu azi dimineața am vorbit cu dumneavoastră, dar nu s-a prins deloc. Păi tu când vii, când nu vii, păi veni cu trenul. Zici că vii și nu mai vii, păi se înțepenește trenul. Cu trenul? Cu trenul și plec înapoi. Tot cu trenul? Tot cu trenul. Mă gândeam că ți-ai luat mașină între timp. Am mașina, dar n-am carnet. Nu? Așa, ia fiți atent. Hai să mergem lângă Ionela Stăncioi aici. Haideți să mergem cu toții lângă Ionela Stăncioi, pentru că veniți, așa, veniți lângă mine, pentru că Ionela Stăncioi v-a adus un aranjament floral și să știți că mă bucur mult de tot, pentru că Ionela Stăncioi și Adrian Belu sunt în această seară alături. Mulțumesc, e super. Vine aici, Drăgan, vină lângă noi așa. Te rog să-i dai microfonul Ionelei, bună seara. Bună seara și bine v-am găsit într-o zi atât de specială pentru dumneavoastră, atât de frumoasă. Și Dragobetele este sărbătoarea dragostei la români. Iată că dumneavoastră sunteți născută de o zi internațională a dragostei, pentru că știm cu toții că Valentine's Day este sărbătorit pe toată planeta, așa că dumneavoastră sunteți de născută de o zi atât de frumoasă, de mare, de importantă pentru toată planeta. Și sunteți o româncă atât de frumoasă, atât de frumos gătită astăzi, la zi de sărbătoare. Vă stă foarte frumos. Mulțumesc și urările voastre îmi vin ca un pansament pentru la inimă, pentru că sunteți oameni care vă iubiți, sunteți o familie frumoasă. Care... Cu bune și cu rele. Eu le văd decât pe cele bune. Ne echilibrăm și cât putem. Și tocmai vreau să fac o colaborare cu ei. Vrem să facem acum Cine iubește și lasă. A, și deci cred blestemul că... Mariei Tănase. Da. Păi eu zic că va ieși un lucru bun. Bună seara, domnul Adrian. Bună seara, cu drag o să facem acest proiect. Dar vreau să vă spun și eu la mulți ani. Vă mulțumesc. Sănătoși și să rămâneți la fel de frumoasă și veselă. Mulțumesc. Încă 50 de ani, cel puțin. Așa. Doamne ajută, așa. Sănătate să fie. Mulțumesc. Zice Ionela, da, 20 de secunde. Ca la școală și așa, cu mâna și 20 de secunde. Știi? Dumneavoastră sunteți născută pe 14 de ziua dragostei, Adrian pe 24 tot de ziua dragostei. Deci înseamnă că împreună dumneavoastră o să aveți o colaborare frumoasă, că vă unește dragostea pentru frumos, pentru muzică, pentru tot. În zi de dragoste, iată, da. În luna dragostei, normal. A știut toltea ca unde trage. Da, tras la dragoste, dar la dragoste, către public, către frumos trage și următorul artist. O voce deosebită în cântecul muntenesc, un om pe care eu îl stimez și îl apreciez foarte mult. Este omul cu vocea limpede, cu vocea caldă, cu vocea care pătrunde sufletul ascultătorului. Maestru Gheorghe Gheorghe, bună seara! Bine ați venit! Să rămână și bine v-am găsit! Să știți că putem veni mai în față acum. Am înțeam doamna Viorica. Ne leagă o prietenie veche și ce pot să vă spun? La mulți ani, cu multă sănătate, tot ce vă doriți să vi se împlinească, ani mulți, cu bucurie alături de cei dragi. Cei dragi să fim și noi.
Suntem, noi suntem. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Așa, vă ajut eu așa cu florile, dar sunt ale dumneavoastră. Țineți-le, pentru că în această seară, cu darul și cu cântece frumoase, vine și Ruxandra Pitulice și Gheorghe Rizea. Alți oameni, alți interpreți, alți artiști pe care îi iubiți și îi apreciați. Bună seara, sărut mâna. Bună seara și bine v-am găsit. V-am adus și noi niște flori, dar de această dată sunt cusute pe o maramă. Doamne. Pentru că știu că dumneavoastră prețuiți tare mult costumul popular și mi-am dorit să aveți o amintire de la noi, din partea noastră. Iar pentru ziua de astăzi vă dorim tot binele din lume, dorințe împlinite, să rămâneți la fel de frumoase la chip și suflet și să iubiți în continuare folclorul, pentru că facem așa o echipă foarte frumoasă cu toți de aici, cei care iubesc folclorul cu adevărat. Și ce doream să vă... De pe drum mă gândeam să vă mulțumesc cu tot sufletul că fac parte din echipa dumneavoastră de prieteni. Să știi că am pus-o să-și aleagă interpreții. Păi tocmai de-aia am spus, că știu că i-a ales și sunt fericită. Mulțumesc. Că suntem aici, alături de dumneavoastră. Așa. Eu doar la mulți ani mai pot să zic, pentru că din partea familiei noastre ați văzut, Ruxandra, că a spus multe, multe lucruri pe care le simt și eu și le cred. Și încă o dată mulțumim pentru invitație și... Mulțumim! Mulțumesc foarte mult și ne simțim nemaipămit în compania noastră. Rămâneți aici, pentru că vreau să vorbesc și cu următorul artist. Îmi este prieten de o viață și spun că este prieten de o viață pentru că îl știu de foarte mulți ani. Mergeam prin festivaluri, mergeam prin concursuri, iar Nicușor Iordan a rămas același om, cu caracter frumos, a rămas același băiat care știe să vină frumos în fața dumneavoastră, a rămas același om care nu cunoaște răutatea și invidia. Să trăiești, Nicușor, bună seara! Bună seara, Georgel, bine v-am regăsit! Stimată doamnă, s-au spus atâtea lucruri minunate, nu știu dacă eu aș mai putea să mai adaug ceva decât vă doresc în inimă la mulți ani. Mă bucur să vă cunosc dincolo de latura aceasta artistică pe care și dumneavoastră ați îmbrățișat-o. Sunteți un om minunat prin tot ceea ce faceți. Vă doresc din suflet să rămâneți același om bun și modest. Mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc din suflet. Foarte. Sărut mâna. Țineți și florile. Am nevoie de doi bărbați să o ia până așa, să o ridice în sus. Și unul e Drăgan. Hai, cine o ia? Da? Hai, așa, luați-o până așa în sus. Aruncați-o de trei ori. Măi, eu am glumit, stai așa, unde te duci? Ei, măi, că am glumit, Drăgane. Eu vreau. A, vrei? Bine, ia-o până așa, arunc-o în sus. Prinde-o în brață. Prindeți-o lângă dumneavoastră. Cine, Datcu? Da. Lasă pe Datcu, pe Datcu îl pedepsesc. Și știi cum îl pedepsesc? Cu pauza de publicitate. Îi dau să nu se mai vadă. Pauză, ne întoarcem. Cei care ne vizitează știu că la Penny găsesc de fiecare dată produse de calitate la prețuri avantajoase. Săptămâna asta găsești la Penny Hanul Boieresc, mușchiuleți din piept de pui 500 grame la 12,59 lei și Penny Monorolă 80 metri la 9,39 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Ciocolata cu lapte Lacmi. Hai, gustă! Sfântă Mare Muceniță Agnia, cea iubită de Dumnezeu între sfinți, fii grabnic ajutătoare celor ce îți cer ție ajutorul, ridică valul suferințelor sufletești și vindecă-ne rănile trupești, dă mângâiere celor nedreptățiți și adu în viața noastră lumina bucuriei. Te cinstim cu smerenie pe 21 ianuarie. Cei care o vor alege pe sfântă, protectoarea vieții, pot suna pentru a cere să ajungă în casa lor. Copiii sănătoși sunt plini de energie, însă febra le poate strica buna dispoziție. De aceea, fiind creat cu grijă pentru copii, Nurofen țintește febra și durerea moderată până la 8 ore și nu conține colorant sau zahăr. Ei se pot bucura de joacă. De febră și durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dragilor, să mulțumim neprevăzutului că planurile voastre au ajuns să se împlinească la Sfântul Așteaptă. Scuze, dar ți-a sunat ceasul. Domnul iCredit? Cucu! Sună la steluță 7171 sau intră pe iCredit.ro. Ai credit rapid și poți câștiga unul dintre cele 3 premii de 2000 de lei. Detalii pe iCredit.ro.
Nurofen, răceală și gripă combină acțiunea antiinflamatoare a ibuprofenului cu efectul decongestionant al pseudoefedrinei, calmând cele 8 simptome de răceală și gripă. Și tu îți recapeți ritmul. Te trezești dimineața și nu te simți bine în pielea ta? Hainele par mai mici și inelul te strânge? Acestea pot fi cauzate de excesul de apă din organism. Din fericire, eu am găsit Apuretin Slim la farmacie. Ingredientele Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă din organism și la menținerea greutății corporale normale. Apuretin Slim. Fii mândră de corpul tău! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Poate nu e chiar așa rău. Respirație urât-mirositoare? Din păcate, încă se simte. Din fericire, există Lacalut Flora. Lacalut Flora combate bacteriile ce cauzează respirația urât-mirositoare, având efect de lungă durată. Pentru respirație proaspătă care inspiră. Lacalut Flora. În farmaciile Dr. Max ai prețuri speciale la sute de produse. Acum ai Septosol cu albastru de metilen la 12,49 lei și Molechinim 1 la 25,99 lei în farmacii, hiperfarmacii, e-shop, cu livrare acasă sau cu ridicare din farmacii. La prețuri Dr. Max. Și urci la un Biseptol. Mulțumită combinație de albastru de metilen, uleiuri esențiale și argint coloidal, Biseptol eliberează căile respiratorii și susține imunitatea încă de la prima utilizare. Încearcă și dropsurile Biseptol ambalate individual. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Urgențele nocturne sunt coșmarul multor bărbați. Ei răspund la apel, însă funcționarea normală poate fi blocată de volumul mărit al prostatei. Cu doar o capsulă de Prostamol 1 zilnic la aceeași oră, poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Încearcă noua gamă de parfumuri din balsamurile Semana. Retrezește hainele tale la viață cu parfumuri fascinante ce te vor însoți pe tot parcursul zilei și vor rămâne alături de tine până seara, indiferent de durata ei. Semana. Fascinantă de dimineața până seara. De ce ai ales noile capsule Savex Super Caps? Privește cât de intense sunt culorile. Nu rămâne nicio urmă de pată. Capsula Savex este atât de puternică încât îndepărtează complet petele uscate, în timp ce activatorul de culoare păstrează strălucirea țesăturilor. Noile capsule Savex Super Caps. O nouă calitate. Un nou standard. Super săptămâna Pampers a revenit la EMAG cu super oferte și super beneficii pentru super părinți cu super bebei. Comandă produse Pampers participante în campanie de minimum 180 de lei și te bucuri de minus 20% extra prin cod voucher Pampers și acces gratuit la videoul Dinamica dintre părinți. Și urci la un Biseptol. Mulțumită combinație de albastru de metilen, uleiuri esențiale și argint coloidal, Biseptol eliberează căile respiratorii și susține imunitatea încă de la prima utilizare. Încearcă și dropsurile Biseptol ambalate individual. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Ajută victimele cutremurelor din Turcia. Donează sânge. Detalii pe www.ms.ro. Ești medic sau asistentă? Ajută victimele cutremurelor din Turcia. Înscrie-te voluntar. Detalii pe www.ms.ro. Doamne, în
și dă-mi anii tinerei. Îmi vreau, Doamne, înapoi tinerețea mea, ca să mă bucur de ea, mă. Doamne, ai lăsat om sărac și om bogat, om sărac și om bogat, măi. Și de ce n-ai vrut să fie lumea fără dușmănie, lumea fără dușmănie? Așa n-ar fi fost și nouă mai ușor și n-aveam atâta dor. Ar fi fost tot omul, Doamne, fericit și nu ne-am fi dușmănit, mă. Așa n-ar fi fost și nouă mai ușor și n-aveam atâta dor. Ar fi fost tot omul, Doamne, fericit și nu ne-am fi dușmănit, mă. Foie verde, foie de-andale, băbă.
și am să mă întorc diseară, să mă aștepți la poartă afară, că vin cu dragostea mă. Te-am iubit o viață întreagă, nu mi-a fost alta mai dragă ca tine, mândra mea mă. Că omul care iubește tot pe drum noaptea-l găsește, din mână dragostea mă. Te-am iubit o viață întreagă, mi-a fost alta mai dragă ca tine, mândra mea mă. Că omul care iubește tot pe drum noaptea-l găsește, din mână dragostea mă. Mulțumim pentru sprijinul acordat companiei Romvac, producător și distribuitor de medicamente și vaccinuri de uz veterinar. Cei care ne vizitează știu că la Penny găsesc de fiecare dată produse de calitate la prețuri avantajoase. Săptămâna asta gătește ceva bun cu Dalmair Classic Intens, cafea 500 grame la 19,99 lei și Milcheria, unt german 250 grame la 11,99 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Activează oferta în aplicația Profi și ai bomboane de ciocolată Celebrations 196 de grame la 9,99 lei. Trebuie să mergem la dreapta. Eu o să merg la stânga. Genunchiul mă doare din nou. Încearcă Diclac Gel. Datorită formulei concentrate, funcționează împotriva durerii și inflamației. Să mergem înainte. Durerea nu va sta în calea noastră. Diclac Gel. Ajutorul nostru împotriva durerii. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Profi, bucură-te de multiprofit! Acum găsești cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame, al doilea redus cu 40%. Aspacardin este combinația dublă de potasiu și magneziu. Acționează asupra inimii și a vaselor de sânge, prevenind astfel palpitațiile. Aspacardin luptă cu oboseala și are un rol important în funcționarea celulelor nervoase și musculare. Susține inima ta. Aspacardin previne palpitațiile. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Te duci cam des la baie. Ai să ne dai o veste? Nu, am stat în frig. Urinez des și custurii. Dar nu e de la frig, e de la bacterii. Ia Uractiv Forte. Uractiv Forte ameliorează senzația de disconfort urinar printr-o formulă concentrată și eficientă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Copiii sănătoși sunt plini de energie, însă febra le poate strica buna dispoziție. De aceea, Nurofen pentru copii țintește febra și durerea moderată până la 8 ore și nu conține coloranți sau zahăr. Aproape jumătate dintre adulții din România suferă de hipertensiune arterială. Măsoară-ți tensiunea arterială, ține legătura cu medicul tău și respectă întocmai ce ți-a recomandat. De ce? Pentru că așa spun eu. Pentru că așa spun eu. Proiect dezvoltat de Societatea Română de Cardiologie cu sprijinul Servier România. Dragilor, să mulțumim neprevăzutului că planurile voastre au ajuns să se împlinească la Sfântul Așteaptă. Scuze, dar ți-a sunat ceasul. Domnul iCredit! Cucu! Sună la steluță 7171 sau intră pe iCredit.ro. Ai credit rapid și poți câștiga unul dintre cele 3 premii de 2000 de lei. Detalii pe iCredit.ro. Poți avea oase puternice la orice vârstă. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Calcidin 56 de comprimate costă doar 23 de lei și 40 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimica. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ce ajută la creșterea imunității? Molekin Immuno. Bun! Deoarece conține o doză mare de vitamina C și vitamina D și în plus zinc. Molekin Immuno. De 3 ori protecție pentru imunitatea ta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suferi și tu de dureri articulare? Voltaren Forte Gel cu formula sa specială permite unei cantități mari de substanță activă să pătrundă profund în piele, exact la locul dureros, și oferă ameliorarea durerii articulare până la 24 de ore. Voltaren Forte, acum în varianta cu capac ușor de deschis. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Încearcă noua gamă de parfumuri din balsamurile Semana. Retrezește hainele tale la viață!
cu parfumuri fascinante ce te vor însoți pe tot parcursul zilei și vor rămâne alături de tine până seara, indiferent de durata ei. Semana fascinantă de dimineața până seara. La noi găsești de toate. Pentru frumusețe, pentru îngrijire, pentru sănătate. Vină în Liber Farmaciile Dr. Max și descoperă peste 20.000 de produse destinate întregii familii. La prețuri Dr. Max. Încearcă pentru copilul tău acadelele Salvia Sept Kids Gât. Salvia Sept Kids Gât ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Ajută victimele cu tremurelor din Turcia. Donează sânge. Detalii pe www.ms.ro. Ești medic sau asistentă? Ajută victimele cu tremurelor din Turcia. Înscrie-te voluntar. Detalii pe www.ms.ro. Am revenit, dragi prieteni, la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, Seară Românească. O emisiune pentru sufletele dumneavoastră. V-am spus puțin mai devreme că am fost la Nașa, acolo unde este director general. Am fost la compania Romvac și m-am bucurat să văd foarte mulți oameni, oameni extraordinari. Vreau acum să priviți și dumneavoastră acolo și să ascultați câteva urări din partea angajaților. Ia priviți. Iată. De ce sunteți aici? Să sărbătorim pe doamna directoare, să-i facem surpriză. La mulți ani, doamna director general, vă pregătim o surpriză, sper să vă placă, vă urez multă, multă sănătate, multă putere de muncă în continuare, mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, vă mulțumim și vă respectăm enorm pentru omul de știință, pentru liderul care sunteți. La mulți ani! La mulți ani, doamnă director! Multă sănătate, fericire și toate visele să vi se întâlnească. La mulți ani! La mulți ani, doamnă director, și fiecare an cu mare plăcere și cu mare drag. Sper să fim alături de dumneavoastră. La mulți ani, doamnă director general! Da. L-am văzut și pe domnul Maslam. Da, bun de tot. A adus acolo domnul Maslam de toate. Iată și în această seară ne-a pus aici pe mese tot, numai legume, văd, cârnață, friptură, tot ce e bun așa pentru interpreții de muzică populară. Nașa, ia spuneți bună seara. Bună seara. Bună seara! Bună seara! Cum? V-a zis ceva? Nu, n-am auzit. Mai spune! Luca, vă spune! Luca, să trăiești, Luca! Bună seara! Să rămână! Da! Ce face Lucas? Am înțeles că nu s-a culcat, că vrea să o vadă pe artista, pe nașa mea dragă, pe Viorica Chiurciu, și mă bucur mult de tot că se uită la noi. Lucas, dați-mi-l puțin la telefon. Lucas? Ce faci? Mulțumesc, Lucas, mulțumesc. Lucas, am înțeles că ai apărut la știri. Așa este? Bravo! Să trăiești, să fii sănătos! Aveți un nepot extraordinar, să-i dea Dumnezeu tot ce este mai bun și mai frumos. Dar ia să vedem ce spune și nepoata, că mă gândesc că are gânduri frumoase. Nepoata, vă ascultăm! Eu am să profit de ocazie, Lucas este extrem de emoționat. Emoționat! Ne este emoționat atunci când vorbește iubitele. La mulți ani, mătușă, din partea noastră a tuturor. Vă mulțumesc, Lili, vă mulțumesc foarte mult. Te iubim mult și suntem alături de tine în tot ceea ce îți propui. Pentru că știm că reușești oricum. Mulțumesc, vă reușește, mulțumesc. Reușește, că este ambițioasă, este talentată, are tot ce-i trebuie.
Mulțumesc frumos pentru intervenție, petrecere frumoasă alături de emisiunea noastră. Iar pentru toți românii cântă artista Viorica Chiurciu. Pășesc de sculță prin iarba înrourată, mi-e dor de-ai mei, de satul de-altă dată. Aș vrea să mai fiu iar copil la mama. Sunt tristă că anii mi-au trecut de-a valma. În nopți târzii mi-e inima pustie. Mă întreb, unde te-ai dus, copilărie?
frumoasă, o porție de suflet, o viață. Când omul drag te iubește, dragostea te-ntinerește. Oale-i parfum te îmbată și n-o mai ies niciodată. Dragoste în casele dumneavoastră, dragoste și în platoul emisiunii noastre, dar și un premiu pentru unul dintre invitații acestei serii. Avem un produs din partea companiei Romvac. Ne spuneți două vorbe despre acest produs și îl oferiți. Cui credeți dumneavoastră? Este un produs unic. Microfonul mai aproape. Este un produs unic în România, inovat în compania Romvac. Este un supliment alimentar sub formă de granule și este extras dintr-un nou științific numit ou hiperimun. Conține peste 30 de imunoglobuline Y de pasăre, care de fapt sunt anticorpi, împotriva a peste 30 de microbi și aș aminti de bacterii, de virusuri, de fungi. Vă spun câțiva dintre ei, pentru că și noi astăzi sunt convinsă că v-ați confruntat cu câțiva din ei. E vorba de Escherichia coli, de Staphylococcus aureus, de Streptococcus, de Acinetobacter baumani, de pylori, Helicobacter pylori, HPV și mulți alții microbi. Acest produs, prin proprietățile care le are, unice, susține sistemul imunitar, dar și diferite infecții rezolvă, cu germenii pe care i-am amintit. Dar are și rol de adjuvant în anumite procese patologice, cum ar fi psoriazisul, cum ar fi cancerul și bolile autoimune. Doresc ca acest produs să-l ofer nu știu cui. Știți cum face dat cu zici că e înseamnă că ai nevoie, dar n-ai mai primit, stați puțin așa. Da. Ai mai primit vreodată? Nu,
Te rog să vii aici la microfon, ia-ți microfonul. Nu la, măi, nu la pahar. Produsul este pentru 30 de zile. Ca să-i dați produs. Vreau să vă urez atât la mulți ani, sănătate, ia microfonul, putere de mult. Pleacă de aici. A venit această creație să ia de nou borcanul. A luat atâtea borcane. Mai vreau să iau și eu borcanul. Dar nu vedeți ce bine arată? De aici da, arată. Umblă numai cu părul sculat în cap de când i-ați dat ăsta. Vreau și eu. Bine. Atunci vi-l ofer dumneavoastră. Mulțumesc. Da, scule, te bucur. Da, scule, ia și, ia și punga. Vedeți? Puteți intra și dumneavoastră pe site-ul companiei și acolo găsiți toate detaliile, site-ul companiei Romvac, și vă puteți procura acest produs. Mulțumim încă o dată companiei Romvac pentru sprijinul acordat. Mulțumim doamnei director general al companiei Romvac, Viorica Chiuciu. Vă rog să vă simțiți bine, pentru că este o emisiune gândită pentru dumneavoastră. Și la această emisiune vine celebrul violonist, vine solistul instrumentist al orchestrei de muzică populară Ciocârlia din București. Așa cum am spus, un adevărat profesor al viorii. Adrian, bună seara încă o dată, mă bucur că suntem împreună, mă bucur că suntem la ceas de sărbătoare. Mulțumesc din suflet. Când mi-ai făcut semn, am crezut că eu primesc cadou ăla. A, serios? Măi, ți-am făcut semn că urmezi să cânti. Noi l-am primit. Da. Păi, mă, ai. Alte cadou. Să știi că era bun pentru mine, că eu stau prost păi, cu da, ți-a dat data trecută. Ți-a dat data trecută. Data trecută. Așa. Dar în această seară, un alt profesor al naiului, Gheorghe Rizea. Un om cum rar mi este dat să întâlnesc. Și spun acest lucru pentru că este un om cu un caracter atât de frumos, doamnelor și domnilor, și este un instrumentist de frunte, dacă vreți. Este instrumentist, face parte și el din cadrul ansamblului artistic profesionist Doina Alarmatei din București. Suntem forțele sunteți, țării. Știu că aveți, țării. Știu că mergeți împreună, exact. Mergeți împreună la evenimente. Anul ăsta poate faceți, nu știu, o formație, să nu vă mai despărțiți, păi, să mergeți când cer oamenii. Avem deja o formație și vă dați seama că dacă îl sună pe el, suntem toți patru. Sau dacă mă sună pe mine, suntem toți patru, deci indiferent pe cine sunați, dintre George. Ruxandra, Ionela, Adrian și așa. Deci cine aveți la pachet? Stai puțin, cine vă ia, se bucură de două interprete, da? Bineînțeles. Nu de una, ci de două. Și doi, și doi instrumentiști. Și de, ce mai ne trebuie? O orgă și cam așa. Și atât, o orgă. Stai să spun. Nu urmă... că mai aduce soliști. Mai luăm, mai luăm, mai luăm, bine, la cerere. De cine de cerere? Ușor vine. Acum cu o săptămână în urmă ne-am întâlnit amândoi la un șprițuleț și oricum noi cântăm de mici copii împreună, dar așa, ca să zic, soarta ne-a despărțit un pic, că ne-am luat neveste cântărețe și care mai de care a tras cu așa. Un motiv să vă reuniți. Acum ne-am reunit și o să fim o formație de la chiar de acum, de o săptămână. Doamne ajută. Așa, și sunt convins că veți face lucruri frumoase. O formație redutabilă. Pentru viitor, redutabilă. Da. Și unde mai pui că sunt... Și mai... N-ai microfon. Și, da. Unde mai pui că sunt și Teleormanen? Și mai și. Vreau să cântați, dar vreau să le spun telespectatorilor că în această seară avem și multe surprize, da, pentru sărbătorită, pentru doamna Viorica Chiurciu. Dar în câteva momente aici, la Seară Românească, îl veți vedea pe Ion Drăgan și pe Nicolae Datcu cântând altfel. Nu vă spun despre ce este vorba. Rămâneți și vedeți despre ce este vorba. Nu i-ați mai văzut niciodată cum îi veți vedea în această seară. Acum, profesorii instrumentelor. Thank you.
Mulțumim pentru sprijinul acordat companiei Romvac, producătorul gamei de produse imunoinstant de uz uman, adjuvant în terapia împotriva infecțiilor cu bacterii, rezistente la antibiotice și împotriva psoriazisului. Cei care ne vizitează știu că la Penny găsesc de fiecare dată produse de calitate la prețuri avantajoase. Săptămâna asta găsești la Penny Hanul Boieresc, mușchiuleți din piept de pui 500 grame la 12,59 lei și Penny Monorolă 80 metri la 9,39 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Te trezești dimineața și nu te simți bine în pielea ta? Hainele par mai mici și inelul te strânge? Acestea pot fi cauzate de excesul de apă din organism. Din fericire, eu am găsit Apuretin Slim la farmacie. Ingredientele Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă din organism și la menținerea greutății corporale normale. Apuretin Slim. Fii mândră de corpul tău! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Copiii sănătoși sunt plini de energie, însă febra le poate strica buna dispoziție. De aceea, fiind creat cu grijă pentru copii, Nurofen țintește febra și durerea moderată până la 8 ore și nu conține colorant sau zahăr. Ei se pot bucura de joacă. De febră și durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Profi bucură-te de Multiprofit. Acum găsești snacks Lay's diverse sortimente, 140 de grame, al doilea redus cu 50%. Ciocolata cu lapte Lacmi. Hai, gustă! Lacmi, Lacmi! Multiple saloane cu design revoluționar și servicii profesionale îți stau la dispoziție într-o locație premium. Un aer încântător pentru evenimentele familiei sau ale companiei tale. Luxul la el acasă, într-o atmosferă încântătoare pentru tine și invitații tăi. Metropolitan Club and Events. Of, bunicule, am uitat lista de cumpărături. Ține-o minte. 6 ouă, zahăr, 2 pâini, lapte, făină și fructe. Wow, bunicule! Și pe urmă ne oprim la farmacie să luăm și Bilomag Forte. Bilomag Forte conține 90 mg ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nurofen răceală și gripă combina acțiunea antiinflamatoare a ibuprofenului cu efectul decongestionant al pseudoefedrinei, calmând cele 8 simptome de răceală și gripă. Și tu îți recapeți ritmul. Poate nu e chiar așa rău. Respirație urât-mirositoare? Din păcate, încă se simte. Din fericire, există Lacalut Flora. Lacalut Flora combate bacteriile ce cauzează respirația urât-mirositoare, având efect de lungă durată. Pentru o respirație proaspătă care inspiră. Lacalut Flora. De ce apreciază consumatorii Lacium? Lacium ajută în timpul tratamentului cu antibiotice. Atât pe mine, cât și pe întreaga mea familie. Muncă? Mese neregulate? Acum cu Lacium pot să-mi susțin digestia și să-mi îmbunătățesc starea de bine. Farmacistul mi-a spus că bacteriile bune pot contribui la creșterea imunității. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii și inulină. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Te confrunți cu căderea părului? Încearcă Parusan, ce reduce căderea părului și stimulează creșterea firelor noi de păr. Parusan, numărul 1 în farmacii împotriva căderii părului. Parusan. Păr strălucitor, puternic și sănătos. Încă de la primele simptome ale deteriorării sistemului nervos, cum ar fi, de exemplu, senzația de înțepenire, furnicăturile sau durerea, merită să încerci Periferisan. Grație ingredientelor sale, Periferisan contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. Periferisan este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Jucător profesionist, nu? Nu, pur și simplu mulțumită lui Proctinum, problemele cu hemoroizii nu mai îmi cauzează neplăceri. Proctinum, crema ameliorează simptomele cauzate de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea. Atunci când gâtul iritat te afectează și vrei să știi ce îl calmează, Sintusim sub formă de comprimate moi protejează și calmează gâtul iritat. Așa că dacă te confrunți cu tuse sau răgușeală, încearcă Sintusim. De ce ai ales noile capsule Savex Super Caps? Privește cât de intense sunt culorile. Nu rămâne nicio urmă de pată. Capsula Savex este atât de puternică încât îndepărtează complet petele uscate, în timp ce activatorul de culoare păstrează strălucirea țesăturilor. Noile capsule Savex Super Caps. O nouă calitate, un nou standard. Aici eram eu, înainte. Aveam probleme cu gingiile, până când am descoperit că este foarte simplu. La Calut Activ protejează împotriva sângerării gingivale și a parodontozei și strânge și întărește vizibil gingiile. Și tu poți avea încredere în efectul La Calut. Încearcă pentru copilul tău acadelele Salvia Sept Kids Gât. Salvia Sept Kids Gât ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Săptămâna aceasta la Kaufland îți luminezi casa. Ai Osram Back LED la doar 11,99 lei și Switch On bandă LED la doar 54,99 lei. Kaufland. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ajută victimele cutremurelor din Turcia. Donează sânge. Detalii pe www.ms.ro. Ești medic sau asistentă? Ajută victimele cutremurelor din Turcia. Înscrie-te voluntar. Detalii pe www.ms.ro.
Jos pălăria în fața adevăraților profesioniști. Vă mulțumesc frumos, vă rog să vă simțiți bine. Am să îi scot la tablă pe elevii Nicolae Datcu și elevul Ion Drăgan. Cei mai cumiți în această seară? N-au vorbit... De la balcon. Păi, bună seara, stimați. Bună seara, Datcu. Cred că te omor. Bună seara, dragă. Mai vorbește un domn aici, atenție. Se băgă peste mine. A, da? Da, păi aici. De ce te bagi peste ei? Nu mai ce mai, am ochii cei mai frumoși, am doi, sunt cei mai vezi, frumoși, să te ții vidioși. Vorbește, Datcule. Băi, dar termină odată, că îmi strici imaginea. Lasă-mă să vorbesc eu în această emisiune. Vorbește, Datcu. Bună seara, stimați. Bună seara. Am o rugăminte la tine, George. Dă-l afară din emisiune, pe cuvântul meu. Uite, a deranjat-o și pe colega mea, dragă Ionela Stâncioi. Nu, pai ce n-am vorbesc acum. Hai că îi vorbesc, măi. Uite, ei ăștia de la ce se întâmplă? Ce puneți la cale? Ce puneți la cale? În gorj. Măi, stați puțin. Ruxandra și Ionela, ia veniți voi lângă mine. Da. Soțiile, cum am zis? Soțiile. Cântărețe, profesor. Așa, ia. Nu, tu vii lângă, așa, eu, așa. Vorbim prima dată cu ei și vă spun după aceea ce aveți de făcut. Pentru ei, pentru ei. Bună seara, domnul Dat. Bună seara, bine v-am găsit. Să zicem că am fost. Să o luăm de la început. Nu ne-am văzut nici de acasă. Așa că stai drept și tu. Măi, ascultă-mă că uite, zice regizorul, zice că să reluăm momentul ăsta. Reluăm eu zic moment. Așa, domnul prezentatorul zice: bună seara, stimați telespectatori. Invitatul nostru din această seară este celebrul Nicolae Datcu. Bună seara. Bună seara, dragi telespectatori. Bună seara, dragi colegi. Bună seara, doamna Viorica. S-a dus să dea autografe, să-i spune la mulți ani, sănătate multă, putere de muncă, izbândă în ceea ce dorește. Dar de ce faci Datcule așa? Mai departe, ca să mă înțeleagă lumea, mă. Și vreau să vă mulțumesc din suflet, dragul nostru prezentator, George Nucă. M-am încurcat ăsta, nu mai știu ce să zic. Vreau să-ți mulțumesc că m-ai invitat în această seară. Acum, bună seara, stimate domnule profesor. Bine te-am găsit, dragul meu, George Nucă. Dar te rog, nu mai vorbi, mă, peste mine. Tu nu vezi ce frumos vorbesc eu? Ce m-a aranjat. Auzi, drăgane, până vorbești tu. Datcule, cred că mi s-a părut. Da. I-ai pupat mâna? Pentru că sunt cel mai bătrân. I-ai pupat mâna? Eu am crezut că mi s-a părut. Nu. Să spun ce s-a întâmplat. L-am întrebat, bă, tu câți ani faci anul ăsta? Nu tu, bă. Nu, domnule. Domnule, bă, câți ani faci tu anul ăsta? Așa, și? Și am crezut că el e mai mare decât mine cu un an, doi anișori. Dar, de fapt, când am aflat că e cu mai multișori ani, i-am zis, dă, bă, să-ți pun mâna o dată în viața aici. Și am luat mâna așa, arăt unde. Mai fă o dată. Hai, mă, să vedem că n-am văzut prea bine. I-am pupat. Da, bravo. Fiți atenți. Și am zis, o să devii călugăr. Din vechiul schit. Fiți atenți. Știți ce mi-a zis Ionela și Ruxandra într-o pauză de publicitate? Nu, măi, ce ți-a zis? Dacă Ion Drăgan și Nicolae Datcu au curajul să cânte pe baloții de paie, le dăm toți banii din lume. Da. Eu sunt ia, uite, fiți atent. Aduceți plăpumioara. Poți să cânt ca să dea frumos. Păi da, păi da, aduceți. Păi ia uite, stați așa. Aduceți plăpumioara. Mai ca știi care chestia. Mă, dar prietenul de la perepoare, Adriana, așa ceva. Eu sunt așa. Hai să spun o chestie. Sunt de la directorul de la Doina Gorjului. Da, îți spun ce se întâmplă. Primul meu cântec nu se potrivește la balot. A lui Drăgan se potrivește. A lui, da. Păi lasă-l primul pe Drăgan, că tot am adus... Facem roca, da, da. Fișor că îl tu punem. Ai dormit în paie toată viața. Păi sigur, mă, că am muncat. Ia, pune-te aici, Drăgane, pune-te aici, așa frumos. Așa. Ia să nu mă înțeleg. Mă, să nu-ți intre ceva. Hai, hai, așa. Gata, gata. Hai să ne cânte Ion Drăgan, că ne-am sucit, că asta este la televizor. Dacă nu este o emisiune regizată, ce vreți? Da, cred că merge piesa asta cu inimioare inima. Măi, adu-i, când mănâncă el, mai dă-i și cât un cârnăcior, mai bagă în guriță cât un cartofior, ceva. Mi-a intrat ăsta. Ce ți-a intrat ăsta? Ăsta mi-a intrat. Bine, hai să ne intre cântecul la suflet. Inimioară, inimă, ia mai stai un pic, să vină mândruța mea, Doamne, la iubit. Inimioară, inimă, ia mai stai un pic, să vină mândruța mea, Doamne, la iubit. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi.
să fim amândoi. Frumoasă-i dragostea, mândrunița mea, dacă știi mândră purta, mândrunița mea. Cu patima și cu dor, mândrunița mea, să ne iubim puișor, mândrunița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Am știut buzele tele, mândrulița mea, cât venin ascund în ele, mândrulița mea. N-am știut inima ta, mândrulița mea, că nu bate pentru a mea, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. A venit altul din lume, mândrulița mea, și-a plecat mândru cu tine, mândrulița mea. Pentru bani, pentru avere, mândrulița mea, ai uitat buzele mele, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Am paharul sus, mai trage din arguș. Prieteni și un vin cum mai lăutarul e bătrân. Știe ce vrea inima, ai noroc și-o-mi bea! Zi mai lăutare că focul e mare, inimioara-mi frige, cântă și-mi stinge. Zi mai năutare că focul e mare, inimioara-mi frige, cântă și-mi stinge. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți am paharul sus, mai trage din arcuș. Prieteni și-un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, ai noroc și-o-mi bea! Cârșmăriță vine cu carafa plină, la prieten toarnă vinul rece-n cană. Adă vin la masă, chef mare se lasă, nu-mi duce acasă, zorii cât se va
valsă, vinul de pietroasele alungă dorurile. La mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Un prieten și un vin cu mai lăutarul e bătrân. Știe ce vrea inima, ai norocul tău și-o-n peamă. Bravo, bravo! Doamnelor și domnilor, la noi în platou s-a încins petrecerea. Georgele, n-ai fost corect. Mănâncă altul, iartă-mă, bea altul. N-ai fost corect. Păi eu am luat înțepe. Georgele, i-a intrat un pai în funcție lui... Păi să-i scoate, da, sau... Da, doamnelor și domnilor, așa este la petrecere și la veselie. Vă reamintesc că o sărbătorim pe artista, o sărbătorim pe doamna director general al companiei Romvac, Viorica Chiurciu. Și am să o rog pe nașa Viorica Chiurciu să vină lângă mine și vă invit și pe dumneavoastră. Atenție, drăgane, ai scos paiul? L-a scos! Bun, dacă ai scos, belește ochii acolo, iată! Belește-i mult! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. La mulți ani să trăiască, la mulți ani să trăiască, la mulți ani. Astăzi este mare sărbătoare în familia Romvac. Doamna director general, dr. Viorica Chiurciu, împlinește o frumoasă vârstă. Omul de știință, artista cântecelor noastre, Viorica Chiurciu, este cea care se dedică cu tot sufletul pentru păstrarea și promovarea cântecului popular. Dincolo de cântecul tradițional, abordează cu mare ușurință cântecul de petrecere și muzica ușoară. Pe artista Viorica Chiurciu ați admirat-o de atâtea ori în concerte, spectacole, emisiuni de radio și televiziune, iar în această seară, Viorica Chiurciu este adorată, apreciată și iubită de noi toți la Etno TV. Fie ca această zi să-ți aducă pe aripile celor patru anotimpuri mult noroc, fericire și dragoste din partea celor dragi. Barca vieții să plutească mereu pe valurile dragostei, nostalgiile să fie șterse memoriei, iar zâmbetul să înflorească mereu pe buze, asemeni florilor de mai. Și dacă există ceva mai frumos decât viața, dacă există ceva mai minunat decât un răsărit de soare, dacă există ceva mai pur decât un vis și dacă există ceva mai puternic decât iubirea, fie ca acel ceva să-ți aparțină. La mulți ani, doamnă doctor Viorica Chiurciu! E, stai așa că noi mai avem ceva. Ia privește, ia privește. Uite cine te iubește. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate, Cătălina. E greu, e foarte greu, dar vreau să-l arătăm și celor de acasă. Iată ce tort frumos din partea colegilor dumneavoastră. Cred că dacă o întreb acum pe nașa Viorica cum o cheamă, nu cred că știe să-mi răspundă. Vă rog frumos să mă ajutați cu microfoane. Domnul Drăgan, domnul Nicu, dați-ne microfoane. Vreau să... Cătălina, bine ai venit!
Bine v-am găsit, la mulți ani, doamna director general. Doamna directoare, astăzi este o zi specială, este ziua dumneavoastră. Dacă dimineața am pornit-o cu o surpriză pentru dumneavoastră, ne-am gândit de ce nu să fie și seara o surpriză, la fel. Și am venit din nou să spunem omului, profesionistului, liderului nostru și directorului nostru general din partea întregului colectiv al companiei Romvac, la mulți ani. La mulți ani, doamna director general. La mulți ani. La mulți ani. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru solidaritatea voastră și pentru că totdeauna ați știut să împărțiți cu mine și victoriile și clipele mai puțin fericite. Tocmai pe ecran l-am văzut și pe soțul meu în imagine și mi-aduc aminte de acest lucru și această bucurie parcă e umbrită de dorul lui. Să știți că eu când am venit să fac filmarea, chiar mi-a sărit în ochi acel tablou și n-aveam cum să nu-l filmez, pentru că întotdeauna v-a fost aproape și sunt convins că de undeva, din cerul, de aici, dintr-un colț al studioului nostru, stă și ne privește și se bucură să duceți mai departe cântecul popular. V-am spus și nu numai, că și muzica ușoară o duceți la fel de bine. Vă spuneam puțin mai devreme că am fost în familia Romvac și am întâlnit oameni minunați. Și mi-a venit ideea să-i fac un clip atunci, pe loc. Haideți să vedeți și dumneavoastră ce a ieșit. Și Nașa ne cântă. Cui îi place? Voia bună. Nu ne place voia bună, ne place să ne petrecem. Rămâneți aici și ascultați-o pe Nașa Viorica Chiurciu. Mai
Cei care ne vizitează știu că la Penny găsesc de fiecare dată produse de calitate la prețuri avantajoase. Săptămâna asta gătește ceva bun cu Dalmair Classic Intens, cafea 500 grame la 19,99 lei și Milcheria, unt german 250 grame la 11,99 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Durerile de spate, durerile de genunchi pot fi cauzate de funcționarea improprie a articulațiilor și ne pot afecta mobilitatea. No, Genacol Plus! Combinația optimă de colagen și glucozamină plus vitamina C pentru funcționarea normală a articulațiilor. Genacol Plus! Acesta e un supliment alimentar. Citiți cu atenție ambalajul! Gripă și răceală? Noul Paduden răceală și gripă acționează rapid împotriva febrei, congestiei nazale, dureri în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden răceală și gripă. La Profi bucură-te de Multiprofit. Acum găsești cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame, al doilea redus cu 40%. Copiii sănătoși sunt plini de energie, însă febra le poate strica buna dispoziție. De aceea, Nurofen pentru copii țintește febra și durerea moderată până la 8 ore și nu conține coloranți sau zahăr. Aspacardin este combinația dublă de potasiu și magneziu. Acționează asupra inimii și a vaselor de sânge, prevenind astfel palpitațiile. Aspacardin luptă cu oboseala și are un rol important în funcționarea celulelor nervoase și musculare. Susține inima ta. Aspacardin previne palpitațiile. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ciocolata cu lapte Lacmi. Hai, gustă! Îmbunătățește-ți memoria și concentrarea cu Bilobil Intens, ce asigură un aport crescut de oxigen la nivelul creierului. Cere azi recomandarea farmacistului. Bilobil Intens. Zilnic, o minte mai ageră. O poveste Lenore. Cu noua colecție Lenore, simte emoția iubirii dintr-o grădină romantică, vibrația chic dintr-un decor de vis. Descoperă cea mai intensă prospețime Lenore, care durează și durează. Simte acum noua catifelare pe bază de plante. Genunchiul mă doare din nou. Încearcă Diclac Gel. Formula concentrată funcționează împotriva durerii și inflamației. Diclac Gel, ajutorul nostru împotriva durerii. Orice leuț contează, de aceea merg la Dr. Max. Ascultăm oamenii și le dăm ce vor. Prețuri Dr. Max. Și uite așa, mai pun un ban deoparte să mergem la anul la băi. Găsește tot ce ai nevoie în farmacie, hiperfarmacie, e-shop cu livrare acasă sau cu ridicare din farmacie. La prețuri Dr. Max. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Din 14 februarie, ia-ți tratamentul lunar de la Catena și vei primi broșura inimii ajunsă la a 14-a ediție. Primilor pacienți ajunși în farmacie le vom oferi o inimă călduroasă. Pentru că o inimă sănătoasă iubește mai mult. Farmacia inimii Catena. Păsălie, ce faci, mă? Ai, doamne, e nebunit, mă? Am vrut să fac impresie la fete. La fete? Yeah. Ai noroc cu mine, mă. Ia de aici Supramax Articulații. Supramax Articulații ajută. Eu și Supramax Articulații facem dansatori din tine, nu? Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. În farmaciile Dr. Max ai prețuri speciale la sute de produse. Acum ai Magnevis Stress Resist la 28,99 lei și Revi Hair Shampoo la 29,99 lei în farmacii, hiperfarmacii, e-shop cu livrare acasă sau cu ridicare din farmacii. La prețuri Dr. Max. Urgențele nocturne te deranjează? Cu doar o capsulă de Prostamol 1 zilnic la aceeași oră poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Încearcă noua gamă de parfumuri din balsamurile Semana. Retrezește hainele tale la viață cu parfumuri fascinante ce te vor însoți pe tot parcursul zilei și vor rămâne alături de tine până seara, indiferent de durata ei. Semana, fascinantă de dimineața până seara. Tușești și ai durere în gât? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta Salvia Sept acut fără zahăr, 12 comprimate, costă doar 16 lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Eu zic să ne relaxăm direct la sursă. Acolo sigur găsim o masă. Bună relaxarea asta.
direct de la sursă. Ciucaș, natura doar îți dăruiește. Popcorn. Stai, dragă, ai uitat că trebuie să folosim Corega înainte de a mânca? Să rezolvăm situația. Corega oferă cea mai puternică fixare și protecție împotriva resturilor alimentare. Dacă proteza ta ar putea vorbi, ar cere Corega. De ce ai ales noile capsule Savex Super Caps? Privește cât de intense sunt culorile. Nu rămâne nicio urmă de pată. Capsula Savex este atât de puternică încât îndepărtează complet petele uscate, în timp ce activatorul de culoare păstrează strălucirea țesăturilor. Noile capsule Savex Super Caps. O nouă calitate. Un nou standard. Yeah! Răgușală? Combinația deosebită de ingrediente naturale și extra mentol ameliorează stările neplăcute care pot apărea în sezonul rece. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Puișorul meu, măi, să vin la tine de scuță, puișorul meu.
mândrulița mea, cam să-ți cumpăr mândru eu, mândrulița mea, măi, ce-o pofti sufletul tău, mândrulița mea. Să-i lua salvă și cercei, mândrulița mea, măi, nu mai să-mi dai ochii tăi, mândrulița mea. Ochii tăi ca murele, mândrulița mea, măi, să mă îngheie zilele, mândrulița mea.
mare, sufletul de închiriat. Tot într-o cămașă pleacă și-l boga și el sărac. Bine-i să trăim frumos cât mai suntem în putere, că după pământ cu noi nu am nicio avere. Să faci dulceață, să te strâng
mândruță-n brață și de-o fi merele amare. Să te strâng mândruță tare, să te strâng mândruță tare și de-o fi merele dulci. Pe mine să nu mă uiți, mai pe mine să nu mă uiți. Să mă strângi mândruță-n brață până mâine dimineață, să mă satur de dulceață. Să mă strângi mândruță-n brață până mâine dimineață, să mă satur de dulceață. Mulțumim pentru sprijinul acordat companiei Romvac, producătorul gamei de produse imunoinstant de uz uman, adjuvant în terapia împotriva infecțiilor cu bacterii, rezistente la antibiotice și împotriva psoriazisului. Copiii sănătoși sunt plini de energie, însă febra le poate strica buna dispoziție. De aceea, fiind creat cu grijă pentru copii, Nurofen țintește febra și durerea moderată până la 8 ore și nu conține colorant sau zahăr. Ei se pot bucura de joacă. De febră și durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Savurează deliciile vitalizante ale naturii alpine elvețiene, livrate la ușa ta. Mini Meadow. O bucată autentică de câmp cu plante. Sau, mai bine încearcă Ricola, puterea vitalizantă a 13 plante alpine elvețiene. Ricola! Suntem aici la evenimentul ferii. Locatarii blocului A vor spăla toate vasele cu aceeași sticlă de ferii extra plus, iar cei din blocul B, un alt detergent.
La blocul A se spală intens. La blocul B, sticla deja s-a terminat. Blocul A continuă. Concluzia. O sticlă de ferii extra plus durează cu până la 50% mai mult. O poveste Lenore. Cu noua colecție Lenore, simte emoția iubirii dintr-o grădină romantică sau explozia de prospețime dintr-o cascadă de la munte. Descoperă cea mai intensă prospețime Lenore, care durează și durează. Simte acum noua catifelare pe bază de plante. Te confrunți cu căderea părului? Încearcă Parusan, ce reduce căderea părului și stimulează creșterea firelor noi de păr. Parusan, numărul 1 în farmacii împotriva căderii părului. Parusan, păr strălucitor, puternic și sănătos. De ce ai ales noile capsule Savex Super Caps? Privește cât de intense sunt culorile. Nu rămâne nicio urmă de pată. Capsula Savex este atât de puternică încât îndepărtează complet petele uscate, în timp ce activatorul de culoare păstrează strălucirea țesăturilor. Noile capsule Savex Super Caps. O nouă calitate. Un nou standard. Durere în gât? Combinația deosebită de ingrediente naturale și extra mentol ameliorează stările neplăcute care pot apărea în sezonul rece. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Încearcă pentru copilul tău acadelele Salvia Sept Kids Gât. Salvia Sept Kids Gât ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Cei care ne vizitează știu că la Penny găsesc de fiecare dată produse de calitate la prețuri avantajoase. Săptămâna asta gătește ceva bun cu Dalmair Classic Intens, cafea 500 grame la 19,99 lei și Milcheria, unt german 250 grame la 11,99 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Durerile de spate, durerile de genunchi pot fi cauzate de funcționarea improprie a articulațiilor și ne pot afecta mobilitatea. No, Genacol Plus! Combinația optimă de colagen și glucozamină plus vitamina C pentru funcționarea normală a articulațiilor. Genacol Plus. Acesta e un supliment alimentar. Citiți cu atenție ambalajul. Orice leuț contează. De aceea merg la Dr. Max. Ascultăm oamenii și le dăm ce vor. Prețuri Dr. Max. Și uite, așa nu trebuie să iau bani de la copii. Le au și ei pe ale lor. Găsește tot ce ai nevoie în farmacie, hiperfarmacie, e-shop cu livrare acasă sau cu ridicare din farmacie. La prețuri Dr. Max. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Am revenit, dragi prieteni, vă reamintesc că în această seară o sărbătorim pe doamna Viorica Chiurciu, omul cu suflet de aur. Îi spunem la mulți ani și vă mulțumim și dumneavoastră pentru că am primit foarte multe mesaje pe pagina noastră de Facebook, Etno TV, și pe pagina mea personală, George Lucă, chiar foarte multe mesaje pentru Nașa. Toată lumea spune să trăiască Nașa ta frumoasă, să trăiască și să trăiți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Astăzi Nașa Viorica Chiurciu împlinește o frumoasă vârstă. Dar să știți că mâine și artistul Gheorghe Rizea împlinește o frumoasă vârstă și să mai cântăm, să-i mai cântăm și dacă am cântat la mulți ani pentru Nașa, să cântăm așa un pic și pentru Gheorghiță al nostru. Ia uite! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani. Ceea ce nu știi tu, că în familia Rizea pe 20 februarie este sărbătorită și Ruxandra Pitulici. Vărsător și pești, da. Este o lună prielnică, vezi? Măi, bine, și n-am spus, mă, că făceam, uite, mâine făceam o emisiune și cu voi. Săptămâna și cu... viitoare. Păi, săptămâna viitoare sunt plecat în Kosovo. Lasă că facem, mă gândesc. Avem mulți ani de acum înainte de petrecut, alături de tine, alături de prieteni dragi, așa că i-am cedat locul doamnei Viorica acum de... această dată, da, deci în luna aceasta februarie, da. La anul în februarie ne întâlnim pentru noi, nu, da? La anul facem așa, facem o zi, împreună. Două,
3, 4, 4, și tot așa. 5! 5. Și tu? Și o ținem așa într-o, și o ținem într-o sărbătoare. Și masa o dă nașul. Nașul. Cum? Masa o dă nașul. Masa o dă nașa, normal. Dar dacă, dacă nașa a dat în această seară masa, a dat tot ce a trebuit, mai dați-le oamenilor de acasă cântec frumos, muzica dumneavoastră ușoară. Doamnelor și domnilor, sărbătorita serii, Viorica Chiurciu! N-a trecut nici nopțile în care mai visez, nici zilele cu un alt început. Cu sufletul eu pot să mă iubesc și fac din orice zi o primăvară, un an, o timp însenina de noi. Iubirea numărat nu știu câta oară, priviri din stele pentru amândoi. Iubirea mea, iubire de poveste, iubirea mea, dă-mi ani înapoi. Aș vrea să fiu din tot ce nu mai este, un zâmbet furișat, un dor adevărat. Iubirea, o poveste cu amândoi. Iubirea mea, iubire de poveste, iubirea mea, dă-mi ani înapoi. Aș vrea să fiu din tot ce nu mai este, zâmbet furișat, un dor adevărat. Iubirea, o poveste cu amândoi. Soare uneori sau ploi ca și în toamnele târzii. Am adunat în suflet numai flori, parfum de anotimp din poezii. Și fac din orice zi o primăvară, un anotimp înseninat de noi. Iubirea numărat nu știu câta oară, priviri din stele pentru amândoi. Iubirea mea, iubire de poveste, iubirea mea, dă-mi ani înapoi. Aș vrea să fiu din tot ce nu mai este, un zâmbet furișat, un dor adevărat. Iubirea, o poveste cu amândoi. Iubirea mea, iubire de poveste, iubirea mea, dă-mi ani înapoi. Aș vrea să fiu din tot ce nu mai este, zâmbet furișat, un dor adevărat. Iubirea, o poveste cu amândoi. Poveste cu amândoi. Iubirea mea, iubire de poveste, iubirea mea, dă-mi ani înapoi. Aș vrea să fiu din tot ce nu mai este, un zâmbet furișat, un dor adevărat. Iubirea, o poveste cu amândoi. Și mă-mpac ades. Nici eu nu știu cum e
înțeles. N-ar fi de ajuns să treacă viața, mi-ar fi de ajuns să mă iubești. Când mă blestemă dimineața, din noapte să nu mă trezești. De-aia ales un alt drum, astăzi pleacă. Și dacă tu vrei să pleci, ce fac eu? Astăzi inima mea mă încearcă și mă scoate din sufletul tău. Dacă eu n-am greșit, de ce viața mă aruncă în singurătate? Dacă noi nu vom fi ce se alege de o iubire ce-și face dreptate? Mă ceartă viața, de ce oare? Noi uneori greșim iubirea, ca sufletul nimic nu doare. Se pierde-n lacrimi fericirea. N-ar fi de ajuns să treacă viața, mi-ar fi de ajuns să mă iubești. Când mă blestemă dimineața, din noapte să nu mă trezești. De-aia ales un alt drum, astăzi pleacă. Și dacă tu vrei să pleci, ce fac eu? Astăzi inima mea mă încearcă și mă scoate din sufletul tău. Dacă eu n-am greșit, de ce viața mă aruncă în singurătate? Dacă noi nu vom fi ce se alege de o iubire ce-și face dreptate? Și dacă tu vrei să pleci, ce fac eu? Astăzi inima mea mă încearcă și mă scoate din sufletul tău. Dacă eu n-am greșit, de ce viața mă aruncă în singurătate? Dacă noi nu vom fi ce se alege de o iubire ce-și face dreptate? Mândruță, de nu vrei să-mi dai curiță,
viață. Omoară-mă să știu bine că nu mor cu dor de tine, că nu mor cu dor de tine. Omoară-mă să știu eu că nu mor de dorul tău, că nu mor de dorul povestit. Am trecut prin bunerele, dar am pătimit cu ele. Mulți mai cred că vieții roată nu se întoarce niciodată, dar întoarce Domnul Sfânt la cel care a greșit. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și iar roată, mai întoarce-te odată. Chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Au fugit când am căzut, au uitat că au stat cândva în casă la masa mea. Dar am auzit aseară că s-a întors roata iară. Pe mulți la pământ i-a pus, de pe dreapta cea de sus. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și iar roată, mai întoarce-te odată. Chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Și o cruce care o poartă, mergi cu ele cât se poate, nu le pune pe al spate. Omul bun de omenie trăiește cu bucurie, la altul amar nu face, că roata vieții se întoarce. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și iar roată, mai întoarce de odată. Chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Te trezești dimineața și nu te simți bine în pielea ta? Hainele par mai mici și inelul te strânge? Acestea pot fi cauzate de excesul de apă din organism. Din fericire, eu am găsit Apuretin Slim la farmacie. Ingredientele Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă din organism și la menținerea greutății corporale normale. Apuretin Slim. Fii mândră de corpul tău! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nu le poți spune mereu da. Uneori e nu. Și iar nu. Însă toți părinții așteaptă momentul perfect pentru a spune da, ca bucuria celor mici să devină și mai mare. Delicioasa ciocolată Kinder cu interior cremos de lapte. Un baton mic pentru copii, un pas mare pentru distracție. Kinder Chocolate. A little, a lot.
Ciocolata cu lapte Lacmi. Hai, gustă! Lacmi, Lacmi! La Profi, bucură-te de Multiprofit! Acum găsești snacks Lay's, diverse sortimente, 140 de grame, al doilea redus cu 50%. Sfântă Mare Muceniță Agnia, cea iubită de Dumnezeu între sfinți, fii grabnic ajutătoare celor ce îți cer ție ajutorul, ridică valul suferințelor sufletești și vindecă-ne rănile trupești. Dă mângâiere celor nedreptățiți și adu în viața noastră lumina bucuriei. Te cinstim cu smerenie pe 21 ianuarie. Cei care o vor alege pe sfântă, protectoarea vieții, pot suna pentru a cere să ajungă în casa lor. Se pare că cineva a uitat ceva. Și ar fi util Bilobil. Bilobil Intens îmbunătățește memoria și concentrarea. Conține extract cuantificat de Ginkgo Biloba, ce asigură un aport crescut de oxigen la nivelul creierului și astfel ne menține mintea ageră. Nu uita de Bilobil Intens. Cere azi recomandarea farmacistului. Bilobil Intens. Zilnic, o minte mai ageră. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. De ce apreciază consumatorii Lacium? Lacium ajută în timpul tratamentului cu antibiotice, atât pe mine, cât și pe întreaga mea familie. Muncă? Mese neregulate? Acum cu Lacium pot să-mi susțin digestia și să-mi îmbunătățesc starea de bine. Farmacistul mi-a spus că bacteriile bune pot contribui la creșterea imunității. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii și inulină. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Jucător profesionist, nu? Nu, pur și simplu mulțumită lui Proctinum, problemele cu hemoroizii nu mai îmi cauzează neplăceri. Proctinum, crema ameliorează simptomele cauzate de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea. Atunci când apare răceala sau gripă și te confrunți cu unele dintre aceste 8 simptome, totul pare mult mai greu de făcut. Chiar totul. De aceea Nurofen Răceală și Gripă combina acțiunea antiinflamatoare a ibuprofenului cu efectul decongestionant al pseudoefedrinei și calmează fiecare dintre cele 8 simptome de răceală și gripă. Și tu îți recapeți ritmul. Nurofen. De cele 8 simptome de răceală și gripă ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Atunci când gâtul iritat te afectează și vrei să știi ce îl calmează, Sintusim sub formă de comprimate moi protejează și calmează gâtul iritat. Așa că dacă te confrunți cu tuse sau răgușeală, încearcă Sintusim. Încearcă noua gamă de parfumuri din balsamurile Semana. Retrezește hainele tale la viață cu parfumuri fascinante ce te vor însoți pe tot parcursul zilei și vor rămâne alături de tine până seara, indiferent de durata ei. Semana. Fascinantă de dimineața până seara. Am revenit, dragi prieteni. Vreau să-l văd pe domnul Bebe. Prieten, domnul Bebe este acolo. Este un om extraordinar pentru noi, cei de aici de la Etno. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Îl vedeți și dumneavoastră chiar acum în imagini pe domnul Bebe. Domnul Bebe, vă mulțumesc în numele tuturor colegilor mei să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos. Să vă trăiască cei dragi și multe salutări și toate gândurile noastre de bine pentru soția dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Să ne trăiți. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că în această seară o sărbătorim pe artista Viorica Chiurciu, director general al companiei Romvac, om de știință, un om care întotdeauna a știut să vină frumos cu cântecul pentru dumneavoastră. La mulți ani încă o dată și prietenul nostru, artistul Nicușor Iordan, are de făcut și el o dedicație. Nu s-a îngrășat, mă, că nu... Dar stai, înainte de a face tu dedicație, vreau să le spun celor de acasă că Nicușor Iordan, uite, așa stătea cu ochii în telefon. Zic, mă, cu cine o vorbi? O vorbi cu o admiratoare, îl ceartă soția, ce se întâmplă cu el? Cu cine credeți că vorbea? Cu fetița. Cu fetița. Îi trimitea pupici, îi trimitea fotografii, mesaje, da, să-ți trăiască, să vă trăiască. Să rămână, să dea bunul Dumnezeu la toată lumea, dar e cu Ioana, să uită la noi. Este o bucurie dublă.
dublă, dragă Georgel, în această seară, pe lângă aniversarea acestei minunate doamne, distinse de asemenea. Reîntâlnirea mea cu colegii mei de la grupul Teleormanu, care a mâncat pâine 9 ani de zile cu 4 dintre ei, cu Cristi Dumitru, cu Natu, cu Mișu și cu bietul cu Claudiu, așa că uitați. Noi ne bucurăm foarte mult că ne... N-ai microfon, te rog să vii așa. Ne bucurăm mult că ne întâlnim. De fiecare dată este o bucurie să ne revedem. Chiar așa este, cum a spus mai devreme Nicușor. Sunt foarte mulți ani de când noi am început acest drum. Da, din 1994 și da. Să dea bunul Dumnezeu multă sănătate. Și încă o bucurie cu acest tânăr minunat, foarte, foarte talentat, Florin Pieleanu, care are o voce de aur și îi doresc din suflet succes. Mulțumesc, uite, îi promit lui Florin că o să îl chem și în calitate de interpret, nu doar cu grupul. Sigur, toată asta îi spunea și mai devreme. Pentru că este un tânăr foarte talentat. Da. Dar să știți că din Teleorman, din lista Teleormanului, este și colega mea, Alexandra Drăguț, producătorul acestei emisiuni. Da, Teleormanul, în această seară, primează. Da, cu adevărat. Turnul Măgurele acolo. Da, da, avem Teleorman. De unde e Alexandra? Din lista Teleorman. Din lista. Iar Alexandra Drăguț este, v-am spus de multe ori, pentru mine nu un prieten, nu un coleg. Este o adevărată soră. Ea știe, în momentul de față, ea este singura care știe toată viața mea de la A la Z, ca să știți. Felicitări. Da, sărut mâna, Alexandra, și îți mulțumesc. Este un om deosebit și atât mai salut și eu pe familia lui Neacică Ocean din Galați, care are cel mai bun pește posibil, pe soția dumnealui. Cred că este aniversată sau ceva de genul ăsta și mai am un fan la Caracal, de asemenea, pe care vreau să-l salut, și mai avea regele cântecului popular românesc, Ion Dolănescu, o vorbă, și pe popa de la Verești, ca să nu... Să trăiască toată lumea. Doamne, am spus că 100% mă cunoaște Alexandra Drăguț, dar 98% mă cunoaște și Nașa Viorica Chiurciu. Și pe noi din această... Da, 98%, că 2%... Stai puțin că îmi zice Alexandra Drăguț, producătorul emisiunii, întreabă-o pânașe ta ce face duminică, ce program are. Și eu vă întreb, ce program aveți duminică? Am întrebat-o, asta de fac. Ce? Păi, de ce? Ce gânduri ai? Alexandra are un gând mare cu dumneavoastră. Să-mi spună și îi spun după aceea. Deci, vă invită la teatru. Are câte invitații, ca să știu cum... Merg și eu. Două, zice că două are, două invitații. Dacă vreți să mergeți cu cineva cu la tine. Teatru, eu nu pot, că sunt duminică la sala radio. Prezint concerte de Dragobete. După concert. Nu pot să promit nimic în emisiune. Nașa nu merge fără în mine, dragă. În orice dragă, caz, da. Nu merg fără tine și el spune că că-l cunosc 98%. Păi era mic și îl punea mama să mă urmărească dacă umblu cu băieți și mă urmărea prin parc. Da, odată am spus-o. Da. Uite așa, a luat-o Viorico! Dar acum, doamnelor și domnilor, cântec frumos pentru dumneavoastră! Of, foi verde, foi cama o lume. Of, pe mine mă știe satul lume. N-am omorât o mândrum, am iubit ce-a fost mai bun. Nu mi-a scăpat o mândruță până nu mi-a dat guriță. N-am omorât o mândrum, am iubit ce-a fost mai bun. Nu mi-a scăpat o mândruță până nu mi-a dat guriță. Of, tu știi ce-am făcut pe lume, Doamne. Că n-aș vrea să mă opresc, că-mi place rău să iubesc, cu blestemul după gât și tot plec după iubit. Că n-aș vrea să mă opresc, că-mi place rău să iubesc, cu blestemul după gât și tot plec după iubit. Thank you.
of, of. Iar de-ar fi să-mi iei puterea, Doamne, of, of, of. Și să-mi lași numai vederea, Doamne. Oi rămâne cu oftatul, mântrele în brațe la altul. Zău că-i mai mare păcatul, zău că-i mai mare păcatul. Dar te rog, Doamne, pe tine să fii bun mereu cu mine. Cât trăiesc să nu duc dor de gurița mândrelor. Mulțumim pentru sprijinul acordat companiei Romvac, producătorul gamei de produse imunoinstant de uz uman, adjuvant în terapia împotriva infecțiilor cu bacterii, rezistente la antibiotice și împotriva psoriazisului. Te duci cam des la baie. Ai să le dai o veste? Nu, am stat în frig. Urinez des și cu usturii. Dar nu e de la frig, e de la bacterii. Ia un activ forte.
Uractiv Forte ameliorează senzația de disconfort urinar printr-o formulă concentrată și eficientă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Copiii sănătoși sunt plini de energie, însă febra le poate strica buna dispoziție. De aceea, Nurofen pentru copii țintește febra și durerea moderată până la 8 ore și nu conține coloranți sau zahăr. Aspacardin este combinația dublă de potasiu și magneziu. Acționează asupra inimii și a vaselor de sânge, prevenind astfel palpitațiile. Aspacardin luptă cu oboseala și are un rol important în funcționarea celulelor nervoase și musculare. Susține inima ta. Aspacardin previne palpitațiile. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Profi, bucură-te de Multiprofit! Acum găsești cafea măcinată Iacob's Krönung 250 de grame, al doilea redus cu 40%. Nurofen Ultra 400 de miligrame. Calmează pentru 8 ore diferitele tipuri de durere, precum durerea musculară, durerea de spate și durerea reumatică, având o acțiune antiinflamatoare de 8 ore. Tu te poți bucura de viața ta activă și Nurofen se ocupă de calmarea durerii pentru 8 ore. Iar pentru dureri locale, Nurofen în plastru, cu acțiune continuă de 24 de ore. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Ariel, marca numărul 1 recomandată de producătorii de mașini de spălat de top din România, prezintă noua gamă Extra Clean Power pentru o îndepărtare impecabilă a petelor într-o singură spălare. Încearcă și tu, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu credeam că am nevoie de Swiffer, până când am văzut cât de ușor adună părul care mi-a căzut după uscare. Wow! Adună chiar și părul lui Puffy și mi-a doar un minut! Incredibil! Iar pentru praf ador pămătuful, strânge și reține praful chiar și din locuri greu accesibile. Swiffer, wow, ce curat, chiar merită! Când te ia răceala pe neprevăzute, farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Gripovit Max C10 plicuri costă doar 16 lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Tușești și ai durere în gât? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Salvia Sept acut fără zahăr, 12 comprimate, costă doar 16 lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Când durerea de cap te scoate din ritm, ai nevoie de Paduden Rapid Forte. Combate rapid durerea de cap în 15 minute și are efect de până la 8 ore. Padurere, Paduden Rapid Forte. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Eu zic să ne relaxăm direct la sursă. Acolo sigur găsim o masă. Bună relaxarea asta. Direct de la sursă. Ciucaș, natura doar îți dăruiește. Popcorn. Stai, dragă, ai uitat că trebuie să folosim Corega înainte de a mânca? Să rezolvăm situația. Corega oferă cea mai puternică fixare și protecție împotriva resturilor alimentare. Dacă proteza ta ar putea vorbi, ar cere Corega. Yeah! Răgușală? Combinația deosebită de ingrediente naturale și extra mentol ameliorează stările neplăcute care pot apărea în sezonul rece. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. La noi găsești de toate. Pentru frumusețe, pentru îngrijire, pentru sănătate. Vino în Hiperfarmaciile Dr. Max și descoperă peste 20.000 de produse destinate întregii familii. La prețuri Dr. Max. Ajută victimele cutremurelor din Turcia. Donează sânge. Detalii pe www.ms.ro. Ești medic sau asistentă? Ajută victimele cutremurelor din Turcia. Înscrie-te voluntar. Detalii pe www.ms.ro. Double
Bravo, băieții, grupul vocal bărbătesc Burnasul din Alexandria, Telorman. Și mulțumim domnului director Ciprian Agapie, un român adevărat, un om care iubește cântecul. Domnul Ciprian, domnule director, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența acestor oameni extraordinari. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că în această seară ne-am adunat să o sărbătorim pe artista Viorica Chiurciu. Trebuie să-i mulțumim pentru că ne-a adunat să aducem bucurie în sufletele dumneavoastră. Iar cu nașa Viorica Chiurciu mai am două vorbe, dar vreau să îi dau cuvântul lui Nicușor, pentru că m-a rugat, vrea să salute pe cineva. Doar să salut pe cel mai mare iubitor de folclor prin curtea căruia s-a perindat, cred că 50% din muzica populară, prietenul meu drag de la Oneșpe, Neanelu Butucaru, pe care salută și colegii mei. Salută! Și cine îl cunoaște dintre colegii mei. Eu vreau să le zic la mulți ani tuturor salariaților mei îndrăgostiți de muncă, de familie și așa mai departe. Și de asemenea să-i urez la mulți ani unui prieten drag, Valentin Gheorghe, care este fiul domnului Gheorghe Gheorghe. La mulți ani, la mulți ani, să vă trăiască, să fie sănătos. Să știți că vă spune la mulți ani și copilul meu de suflet, Bianca Ștefan, se uită la noi acum împreună cu familia ei, cu mami, cu tati, dar și cu bunica, cu doamna Cati. Vă prețuiesc, vă iubesc și mi-a zis, te rog, spune-i nașe tale la mulți ani din partea noastră. La mulți ani din partea familiei Ștefan. Mulțumesc. Din Argeș. Ce să zic, la mulți ani încă o dată. Mulțumesc și vă mulțumesc, dragi invitați. La fel de tânără, frumoasă, deșteaptă și talentată. Mulțumesc. Și le mulțumesc încă o dată colegilor dumneavoastră din compania Romvac. Aveți oameni deosebiți lângă dumneavoastră și repet, azi de dimineață am văzut că toți s-au implicat acolo, Cătălina a coordonat. Vedeți că vine doamna doctor, uitați așa făcea. Vă rog frumos, vine doamna doctor, intră de acolo, iese de acolo. Eu zic, dom'le, unde să mă ascund eu ca să nu mă vadă cu camera? M-am ascuns și eu după un paravan. Dar eu nu știu cum ai trecut de filtru, pentru că nu intră nimeni în Romvac fără să fie oprit. Păi vă dați seama că m-a băgat Cătălina, că n-am intrat eu așa. A spus acolo, dom'le, lăsați-mă, m-au văzut cei de la poartă. A, poftiți. Zic, a venit? Nu, n-a venit. Și un alt domn zice, ba da, a venit, este acolo, sus. După aia a venit domnul la poartă, dumneavoastră erați pe un hol, nu știu cu cine vorbeați, că v-am auzit, mi-a făcut semn să mă dau așa, m-am dat așa, până am ajuns în camera aia. Dar vreau să vă spun că și eu m-am simțit bine și am văzut că oamenii s-au simțit bine lângă dumneavoastră. A fost o petrecere foarte bine organizată. Felicitări dumneavoastră, mulțumesc. Felicitări angajaților. Îți mulțumesc, Cătălina, te pup, să trăiești și încă o dată să trăiască toți Cătălina. Prietenii și toți colegii. Vino Cătălina încoace. Eu să știți că nu mi-am făcut curaj, că eu am vrut de mai multe ori, dar am zis să nu îndrăznesc prea mult, dar dacă mi-ați dat dumneavoastră apă la moară, o invit pe Cătălina. Ea este Cătălina. Cătălina este șefa marketingului, este un om minunat și e totdeauna lângă mine cu sfaturi și cu tot ce trebuie într-o firmă puternică ca a noastră. Mulțumesc, Cătălina. Mulțumesc și eu, doamna director. Știți cum a zice eu că este pentru dumneavoastră? Iertați-mă că zic așa. Dar este cum este un leu din ăla care își apără puiul. Așa este ea. Așa de băgăcioasă, să zic, așa de corectă, așa de atentă, să fiți sănătoase. Mulțumim. Poți să rămâi, știu că e ultima piesă din emisiune, da? Uite, rămâi lângă mine, jucăm amândoi, da? Doamnelor și domnilor, vă spun și vă doresc din tot sufletul o seară liniștită și nu uitați, mâine seară de la ora 20 aveți întâlnire cu emisiunea Nașii Succesului, o emisiune prezentată de colegii mei, Lavinia Furtună și, de fapt, nu, stai mă, că azi e marți. Vezi cu miercurea, că eram obișnuit cu miercurea, da, mâine seară tot noi suntem. Ei sunt joia și vinerea, așa este. Au băut invitații și m-am învățat eu, sau cum e vorba aia. Da. Cu toți, cu noi? Numai voi, numai sunteți voi, suntem noi cu alți invitați, dar încă o dată mulțumesc și să ne vedem cu bine. Plăcere. De fiecare dată. Doamnelor și domnilor, la revedere, ne cântă artist. Cerul meu apar atâtea stele, sufletul pictează în culori tablou cu primăvara zâmbetelor mele. Și dacă dragostea m-ar lua din nou de mână,
face vinova de amintiri. Te strângem brațe tare să fim împreună, martorii aceleiași iubiri. Ce bine ar fi de-aș mai trăi o viață, aș lua-o iar pe drum de la început. Ce bine ar fi să mai trăiesc odată iubirile din anii ce-au trecut. Ce bine ar fi de-aș mai trăi o viață, aș lua-o iar pe drum de la început. Ce bine ar fi să mai trăiesc odată iubirile din anii ce-au trecut. Visele din nopțile cu stele și de iubirea adesea mi se face dor, de primăvara zâmbetelor mele. Și dacă dragostea m-ar lua din nou de mână, te-aș face vinova de amintiri. Te-aș strânge în brațe tare să fim împreună, martorii aceleiași iubiri. Ce bine ar fi de-aș mai trăi o viață, aș lua-o iar pe drum de la început. Ce bine ar fi să mai trăiesc odată iubirile din anii ce-au trecut. Ce bine ar fi de-aș mai trăi o viață, aș lua-o iar pe drum de la început. Ce bine ar fi să mai trăiesc odată iubirile din anii ce-au trecut. Ce bine ar fi de-aș mai trăi o viață, aș lua-o iar pe drum de la început. Ce bine ar fi să mai trăiesc odată iubirile din anii ce-au trecut. Ce bine ar fi de-aș mai trăi o viață, aș lua-o iar pe drum de la început. Ce bine ar fi să mai trăiesc odată iubirile din anii ce-au trecut. Seară românească, o emisiune susținută de compania Romvac. Acest program a conținut plasare de produse.